O tehnologie de scanare sofisticată a dezvăluit secrete interesante despre Littlefoot. Hominidul a trăit în Africa de Sud acum 3,67 de milioane de ani, într-o perioadă critică din istoria noastră evolutivă. Oamenii de știință din Marea Britanie au scanat recent părțile cheie ale fosilei, aproape complete și bine conservate, descoperită într-o peșteră din Africa de Sud în 1990. Scanarea s-a concentrat asupra bolții craniene, partea superioară a creierului și maxilarului inferior, mandibulei. Littlefoot prezintă un amestec de trăsături asemănătoare maimuțelor și oamenilor, fiind considerat un posibil strămoș direct al oamenilor. Paleontologul Ron Clark, din cadrul Universității din Witwatersrand, care a dezgropat fosila în peșterile Sterkfontein, la nord-vest de Johannesburg, l-a identificat ca fiind specia Australopithecus Prometheus. Paleontologul a precizat că toate rămășițele anterioare ale scheletelor Australopithecus descoperite erau parțiale și fragmentate. Ron Clark este coautor al noului studiu efectuat asupra micuțului om maimuță Littlefoot. În bolta craniană am putea identifica canalele vasculare din osul spongios, care sunt probabil implicate în termoreglarea creierului, modalitatea prin care creierul se răcește, a declarat Amélie Baudet, paleontolog la Universitatea din Cambridge și autor principal al studiului. Cercetătorii sunt foarte încântați de noua descoperire, afirmând că nu au avut prea multe informații despre acest sistem, care, cel mai probabil, a jucat un rol cheie în creșterea triplă a dimensiunii creierului de la Australopithecus la oamenii moderni. Și dinții umanoidului au oferit detalii prețioase. Țesuturile dentare sunt foarte bine conservate. Era relativ bătrână, deoarece dinții ei sunt destul de uzați, a spus Bode, deși vârsta precisă a Littlefoot nu a putut fi încă stabilită. Paleontologii au comparat-o mult timp pe Littlefoot cu Lucy, o altă fosilă celebră, dar incompletă, cu o vechime de aproximativ 3,2 milioane de ani. Ambele sunt specii din genul Australopithecus, însă au trăsături biologice diferite, la fel cum oamenii moderni și neandertalienii sunt specii din același gen, Homo, dar au caracteristici diferite.